Victor Dubălari, 28 de ani. Nu am terminat facultatea Academiei de Muzică. La pen. Ocupația la moment e vânzarea materialelor pentru acoperișuri și garduri. Câte o leacă am aflat de pe TikTok și ieși în și ce ori apare. Și după care am intrat pe site și am început a căuta de să văd și acolo. Și am văzut mentorat, upgrade și încă ceva. Mentorat cred că cel mai nimerit. M-a dus așa că am vrut să văd alt anturaj decât așa care era până acum. 2000 jumătate de euro, din câte țin minte. 6000, 5 luni, 4-5 luni. Unul să bag mulți bani în reclamă, era o frică tare mare. A doilea să angajez oameni și a treilea să risc să mă apuc de import. Un pic nici am schimbat, dar cât am fost în mentorat, spunem așa, a fost montarea acoperișurilor, după care montare și import și undeva la începutul mai am decis că nu mai montez, doar o să import. Sunt mai mulțumit. Cel mai util cred că a fost motivația. Una din cele mai mari este pentru că totdeauna noi tot știm dacă ne vrem să facem, ne temem să facem. Motivația, anturajul, așa cum trebuie să angajăm și când trebuie să dăm afară, așa că trebuie să deleg. Toate funcțiile trebuie să deleg ca să cresc. E o întâlnire foarte bună și te ține. Eu n-am fost la Mentor Club, cred că undeva 2 luni, și după care simt că ceva degradez un pic și spun la soție, undeva trebuie să mă duc, că nu merge. Pentru că ca Mentor Club e pe 27, dar pe 27 a fost ziua la fiica mea. De dimineață ne-am dus și am felicitat-o și s-a arătat că trebuie de plecat, că te motivează foarte bine, îți deschide foarte multe informații pe care până acum singur nu știem, cum ar fi chiar și cu angajarea, cu delegarea, cu motivația și cu toată arma asta care stă în spate la ținut de bridge. Să fie un holding de companii care să se ocupe nu numai de vânzare material pentru acoperiș, dar să fie și construcții caselor și clădirilor, să fie și multe altele. Posibil că ar trebui în mentorat mai mult de tras atenție la cifre. La cifre nu numai să le spui așa care sunt acolo, dar nu mi să le vedeți într-adevăr cum sunt ele. E tot în regulă sau nu e tot în regulă? De ce? Pentru că, după părerea mea, îmi pare că eu un pic prea repede angajam oamenii. Îi angajam după formula, o șerut 10, îi dai 10, dar fă atâta. După care am depistat că nu mi-ajung bani la sfârșit să le achit. E clar că, dintr-o parte, e problema mea, pentru că eu deodată nu am pus prețul care trebuie, dar am mers pe repede. Și când la sfârșit, nu prea ajung bani să le achit. De exemplu, din prima lună am vedea că prorabă primul tău plătești. Trebuie să-i tai, ori trebuie să cauți altul. La managerul ăsta primul tău plătești. Trebuie să-i tai, ori să cauți altul. Înțeles. Bun. Mulțumim. Asemenea.